Am ambele perspective, cumva. Mie mi se pare atât de ridicole și mi se pare atât de tâmpite. Rămâne să judecați voi. Neața, ce faceți? M-am gândit să începem luna februarie cu un TikTok și inspirația a venit de la voi, pentru că am primit, când la ultimul daily vlog pe care l-am postat, am primit un comentariu cu sugestii de clipuri, cred că de la Dana, cred, o să pun aici pe ecran, pentru că v-am cerut sugestii de clipuri și puteți să le lăsați în continuare dacă vreți. Și ea, printre mai multe sugestii, mi-a zis să vorbim și puțin și despre haul-uri și despre isteria consumerismului și isteria haul-urilor care s-a împânzit, care ne-a împânzit YouTube-ul și viața și existența în ultima vreme. Și așa că numai bine facem un TikTok, luați-vă o cafeluță, un ceiuț, ceva, ce vreți voi și hai să povestim. Hai să o luăm așa cu isteria haul-urilor și în cazul în care nu sunteți consumatori de YouTube sau de TikTok sau de Instagram și n-ați văzut exact ce se întâmplă, e un fenomen care nu-i de acum, stați liniștiți. Și în caz că nu ați văzut, cam toată lumea, aproape toată lumea, hai să nu generalizez, toată lumea postează hauluri. Hauluri, 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 hauluri. Și dacă se poate, hauluri din călătorii. Și înainte să intrăm efectiv în subiect și să vă spun părerile mele despre povestea asta, aș vrea să vă întreb și poate îmi răspundeți înainte să dăm niște explicații mai pe încolo în clipuri și aș vrea să răspundeți în comentarii și să-mi ziceți dacă voi sunteți conștienți de faptul că aceste clipuri cu hauluri și daily vlogurile în general sunt clipurile care atrag cele mai multe vizualizări. Deci vreau să-mi răspundeți în comentarii sincer, pentru că ăsta este unul din factorii principali pentru care apar atât de multe hauluri. Istoric vorbind, de când sunt eu pe YouTube, de când am descoperit YouTube-ul și de când fac YouTube, istoric vorbind, haul-urile sunt clipurile care au cele mai multe vizualizări. În cazul meu, sunt bătute numai de daily vlog-uri și de clipurile cu empties, pentru că eu le mai fac. Restul, nu știu cine mai face clipuri cu empties, aproape nimeni. Așa, deci, la mine, în cazul meu, dacă e să o luăm așa, top 3 clipuri cu care mă pot salva și care îmi pot ridica vizualizările și canalul și așa mai departe, sunt 1. Daily vlogurile, empties și hauluri. Deci astea sunt top 3. Și bănuiesc că lucrurile stau cam la fel pentru majoritatea creatorilor de conținut, mai ales pe partea de beauty și fashion, da? Nu știu, nu vorbim de restul categoriilor că nu mă pricep, adică nu o să intru în detalii de genul gaming sau, nu știu, decor de interior sau mai știu eu ce alte chestii de genul ăsta, că nu mă pricep acolo, nu știu, dar pe partea de fashion și beauty este o isterie într-adevăr generală cu haulurile. Și asta vine în primul rând, o să vă spun din perspectiva mea de creator de conținut, dar o să vă spun după aceea și perspectiva de consumator de content pe internet, da? Deci eu, din fericire să spunem, cel puțin în ceea ce privește subiectul ăsta, am ambele perspective cumva și pot să văd lucrurile puțin altfel. Din perspectiva creatorului de conținut, pot să vin să vă spun că oamenii ăștia vin și fac foarte multe hauluri pentru că au nevoie să-și ridice canalul, da? Oamenii ăștia vin și fac haul după haul și după haul și după haul și după haul pentru că vor neapărat să-și ridice canalul. Ceva nu merge. Le-au scăzut vizualizările, le-au scăzut numărul de abonați, nu se mai uită lumea, nu mai sunt pe trending, nu mai sunt nu știu ce. Și atunci au nevoie să-și ridice vizualizările. Că urmează un proiect, că trebuie să semneze un contract cu nu știu ce brand și trebuie să bagi acolo, că te duci cu un portofoliu și arăți, uite, ăsta este numărul meu de ore vizualizate pe zi, pe săptămână, pe lună și așa mai departe. Adică trebuie să prezinți niște date despre tine, în caz că nu știați. Bun, și ca să dea bine, trebuie să ridici. Asta, apropo, ca paranteză, că am văzut pe undeva și întrebarea, dar de ce să isterizeze lumea în decembrie cu vlogmesul? Păi de-aia, pentru că în decembrie oamenii sunt mai liberi, mare parte din ei, nu toți. Oamenii au mai mult timp să se uite pe internet și atunci
este ultima lună în care mai poți să-ți ridici vizualizările. Îți poți aduce vizualizările și numărul de ore vizualizate, care contează foarte mult pentru sponsor și pentru branduri, la un nivel decent sau la un nivel pe care îl vrei tu, sau îți poți depăși nivelul astfel încât în anul următor, când vei vorbi cu potențialii tăi clienți, că până la urma urmei asta sunt brandurile pentru tine, să ai un portofoliu mai vast, mai amplu, mai nu știu ce, da? Bun, asta ca idee să o lămurim și pe aia cu vlogmas-ul. Majoritatea, nu toți, dar majoritatea de astea fac. Și ca să își reînvie canalul, dacă n-au fost prea activi pe parcursul anului sau au avut câteva luni din astea în care n-au postat foarte mult, v-am mai explicat eu treaba asta cu postatul, că dacă nu postezi în fiecare săptămână două clipuri cel puțin, YouTube-ul te bagă în groapă. Și dacă ești în groapă și dacă ai făcut treaba asta pe parcursul anului, ca să te scoți puțin, să te mai bage și pe tine pe pagina aia de sugestii și să mai apar și tu, trebuie să postezi foarte, foarte des. Iar decembrie este o modalitate prin care oamenii au găsit de cuvință să salveze lucrurile. Ei, cam așa este și cu holurile, din perspectiva creatorului de conținut. Și eu am văzut că sunt holuri, sunt oamenii nebuniți după holuri și că, în general, nu asta se postează în România. Nu vorbesc de fetele din afară, că nu prea le urmăresc. Deși și acolo am văzut, la alea câteva pe care le urmăresc, și acolo am văzut că se accelerează foarte mult pe holuri. Și motivul principal ăsta este... Eu pot să fac pariu cu voi pe ce vreți voi, că nu au nevoie de toate produsele alea și că nu sunt chiar atât de entuziasmate persoanele alea să cumpere toate produsele alea, ci că, de fapt, ăsta este lucru pe care îl urmăresc. Și anume că vor vizualizări, vor să-și ridice canalul, vor să își ridice contentul și așa mai departe, vor să fie sugerat contentul lui în lor și așa mai departe. Apoi, mai există un aspect la care aș vrea să vă gândiți. Pe lângă popularitatea acestor clipuri, am văzut că vin la... după aceea și cu o doză foarte mare de critică din partea publicului, pentru că, exact ce ziceam, încurajează consumerismul și merge foarte mult pe hai să cumpărăm, hai să cumpărăm, hai să cumpărăm toate nenorocirile care ne trebuie sau nu. Și criticile astea vin tocmai pe fondul că sunt mult prea multe clipuri de acest gen și la unii creatori de conținut, i-am văzut și eu prin România, băi, sunt unul după altul, sau un vlog mesu constă numai din 24 de holuri. Am văzut și eu treaba asta, da? Deci omul este disperat de adevăratele, asta deja emană disperare de adevăratele în a face clipuri și în a atrage atenția oamenilor. Și tot din perspectiva creatorului de conținut, aș vrea să mă întreb acum, credeți că ar mai fi acei oameni disperați să facă 24 de clipuri, un vlog mesu numai holuri ca să-și ridice canalul? Vă întreb. Deci, din perspectiva creatorului de conținut, pot să vă spun clar că e un clip care funcționează și care îți propulsează canalul și care bubuie, care îl face să bubuie, care îl face să ajungă la mult mai multă lume și să stârnești curiozitatea asta constant despre oameni și să stârnești curiozitatea oamenilor, este ceva ce pentru un canal de YouTube, cel puțin, v-am zis, nu mă pronunț în privința Instagram sau TikTok, dar bănuiesc că e la fel, să stârnești curiozitatea oamenilor este ceva ce pe tine te ajută. Este unul din lucrurile esențiale pe care le vei auzi și despre care vei auzi în momentul în care faci cursuri de marketing, telemarketing, vânzări, orice. Plecând de la vânzările banale, asta ți se spune, stârnește curiozitatea consumatorului. No. Bun. Acum, din perspectiva de consumator de content pe internet, da? Din cealaltă perspectivă, nu de creator de conținut, o lăsăm pe aia până într-un moment deoparte. Bun. Din perspectiva mea de consumator de content pe internet, există curiozitatea aia, da? Pe care mi-o stârnește creatorul de conținut. Există, poate să existe acea curiozitate cu privire la produse de beauty, cu privire la produse de fashion, cu privire la cărți, cu privire la, nu știu, lucruri care pe mine mă interesează, da? Subiecte care pe mine mă interesează. Și mă uit, da? Mă uit pentru că sunt curioasă. Există acest factor al curiozității când vezi că cineva spune, mi-am cumpărat chestii. Da? Din totdeauna, și cel puțin la români, din totdeauna a existat chestia asta, bă, ce și-a luat?
Ia să văd și eu. Ia, arată și mie ce ți-ai luat. Da? Cum sunteți cu niște prietene? Vă întâlniți cu niște prietene? Nu știu dacă a stat vreodată în cămin mai multe fete într-o cameră și una dintre voi s-a dus la cumpărături, a fost și a cumpărat chestii, toate grămadă ați fost după aia când a ajuns în cameră să vedeți ce și-a luat, da? E, exact aceeași chestie este și aici cu holurile. Ia, hai să văd ce și-a luat, ce și-a cumpărat, da? Lucru pe care creatorii de conținut marșează, da? Ei mizează pe faptul că voi aveți curiozitatea asta. După aceea, din perspectiva consumatorilor de content, a urmăritorilor, vine o doză de frustrare. Cu, băi, odată, prea ne arăți constant numai chestii pe care ți le cumperi. Și pot să înțeleg aspectul ăsta, adică eu te urmăresc pentru contentul pe care îl faci. Și te urmăresc pentru că îmi place de tine, îmi place personalitatea ta, dar altceva nu pot să-mi arăți. Adică, cred și eu că la un moment dat să vezi după o serie de 24 de hauluri, unul după altul, ți se ia, ți se crește, da? Și te enervează și te gândești, băi, da, pe bune. După aceea, mai există un alt aspect pe care l-am sesizat la foarte mulți urmăritori. Și anume, frustrarea că ei nu-și permit lucrurile ăla. Sunt foarte mulți oameni care comentează cu, băi, da, de ce ți-ai cumpărat, da, de ce ai dat atâția bani, da, tu îți dai seama cât cheltui. Și asta vine, se simte că vine dintr-o frustrare a faptului că ei nu-și permit. Pe de o parte, frustrarea îi face curioși să se uite, pe de altă parte dau pe din afară și se gândesc, bă, da, de ce trebuie să-mi arate mie asta, lucrurile pe care și le-a cumpărat, da, de ce trebuie să îmi dea cu ele pe la nas așa să-mi facă în ciudă, știți? Și asta, în general, este o problemă pe care oamenii ar trebui să o conștientizeze și să-și o rezolve intern, să-și rezolve problemele astea înainte de a intra pe internet. Just saying. Deci, am lămurit-o. Este, pe de o parte, curiozitatea oamenilor foarte mare și după aceea este o frustrare. Am observat, urmărind mai multe canale și uitându-mă prin comentarii așa, că sunt persoane care se duc intenționat la mai multe persoane, la mai multe canale și comentează numai la holuri, lucruri rele, urâte, cumva încercând să-și descarce această frustrare. Cumva este un mecanism prin care au găsit ei de cuvință să-și descarce frustrarea, să refuleze. Și atunci este normal cumva să apară foarte multe holuri, da? Pentru că, din nou, din perspectiva de creator de conținut, stai și te gândești. Îmi asum riscul de a fi înjurată și de a mă face cineva în toate felurile, că până la urma urmei și ăla e tot, așa e tot activitate pe canal, sau nu mai fac? Și majoritatea aleg să facă holuri. Ce aș vrea să rețineți este că în România se practică, am auzit despre practica asta și am sesizat-o de la mulți, în special pe partea de fashion, unde sunt multe articole scumpe, am sesizat că oamenii cumpără lucrurile alea, se duc, le dau banii pe ele, le probează în clipuri, vi le arată, unii chiar le pozează o dată de două ori și după aceea se duc și le returnează. Da, este o practică. Și asta o fac strict pentru a face vizualizări și pentru a face content. Și lucrul ăsta, numai voi ca și urmăritor puteți să-l controlați. Da? Numai din perspectiva voastră se poate controla treaba asta. Și acum, ca să însumăm tot ce am zis până în punctul ăsta. Dacă voi ca și urmăritori n-ați mai crea atâta vâlvă cu privire la holuri și nu v-ați uita cum a postat cineva un hol, cum, ia, hai să văd repede ce a postat, cum a postat cineva ceva ce vreți și voi, cum vă duceți repede să-i spuneți, ah, vreau și eu, dăm păreri că vreau și eu. Poate nivelul sau cantitatea acestor holuri nu ar fi atât de mare, da? Dacă oamenii n-ar arăta atâta interes, da? Nu ar exista. Iarăși, apropo, extrapolăm puțin subiectul ăsta cu holurile, cu maneliști. Am auzit recent treaba asta cu maneliștii și mi s-a părut un argument foarte bun. Am auzit la cineva treaba asta și zicea, băi, toată lumea îi condamnă pe maneliști. Pe față sau mai puțin pe față, toată lumea îi condamnă pe maneliști, manele, mă știți și pe mine că nu le digerb deloc și așa mai departe, da? Maneliștii nu ne plac și așa mai departe. Bun, dar, în schimb, dacă intri pe YouTube, o să vezi că manelele au cele mai multe vizualizări. Dacă lumea nu ar mai acorda atât de multă atenție manelelor, cu siguranță nu ar mai fi în top. E și aici, dacă lumea nu ar mai da atâta atenție holurilor,
nu ar mai fi în top, nu ar mai fi atât de multe, da? Nu s-ar mai concentra lumea să facă atât de multe hauluri, pentru că, repet, este o strategie prin care oamenii își ridică canalele, da? Pentru că mizează pe curiozitatea voastră, mizează pe incapacitatea multora de a-și cumpăra produsele alea, pentru că, iarăși, dacă vă uitați, sunt hauluri și hauluri, da? Și pe beauty și pe fashion sunt hauluri și hauluri. Sunt Zara, H&M pe fashion și sunt Gucci, Dior, Chanel și așa mai departe, da? Întotdeauna, dintre haulurile astea comparativ, cele în care prezinți produse de lux sau mai scumpe, și asta o știu și din experiență, în momentul în care vin cu produse de la, nu știu, exceptăm pe Pepco și Jumbo, alea sunt subiecte diferite, dar în momentul în care prezinți produse mai scumpe sau produse de lux, produse din Sephora, comparativ cu produse de make-up de la Avon, întotdeauna alea de la Sephora vor fi în top, da? Vor avea și mai multe vizualizări și vor fi și mai bine primite. Deci este clar că mizează pe acea curiozitate a voastră. Chiar am auzit pe TikTok că ar fi, că ar circula trendul ăsta, cum că sunt unii care își arată viața lor de lux, în case de lux, în mașini de lux și așa mai departe. Se pare că la unii este chiar fake-uită treaba. Nu știu, eu n-am stat să verific, că nu mă interesează să fac cercetări pe treaba asta. Dar unii chiar își arată viața de lux și nu știu ce, și lucruri de lux și de avioane private și genți de lux și case mari și dressing-uri uriașe și nu știu ce și chestii de genul ăsta, doar pentru a stârni curiozitatea oamenilor. Și oamenii de rând se uită că au cele mai multe vizualizări, ăștia le au, multe vizualizări și le curg balele așa oamenilor care se uită la ei și îi admiră pentru chestiile extraordinare pe care le au, pentru că la ce se pricep foarte bine oamenii ăștia în general. Și aici intră o parte, nu toți, și din cei care fac foarte multe hauluri, se pricep foarte bine la a se poziționa într-o aură de superioritate față de cei care îi urmăresc. Adică ei cumva se consideră superiori și vă dau cumva vouă așa din firmituri, niște firmituri din viața lor, cadorisesc cu câteva firmituri din existența lor, ca să vedeți și voi la ce nu ajungeți, știți? Mulți, foarte mulți, mie mulți îmi transmit senzația asta și de-aia nici nu mă uit, prin urmare de-aia nici nu mă uit, dar da, sunt mulți oameni care au tendința asta și au senzația asta de grandomanie și de, nu știu, superioritate și de, wow, cât sunt eu de extraordinar și uite-te la mine că eu mă duc și mănânc numai la restaurante de 5 stele și eu fac și eu am numai Hermes și chestii de genul ăsta, știți, niște aere din astea care mie personal, ca om, vorbind de mine, strict ca mine, pe mine mie mi se pare atât de ridicole și mi se pare atât de tâmpite. Și lucrurile astea, în general, prind foarte tare la oamenii care nu prea se cunosc. Pare rău dacă vă supără, sau de fapt nici nu pare rău dacă vă supără, ăsta e adevărul. În momentul în care nu te cunoști, nu știi cine ești ca om. Și am exemple în viața mea, între relațiile mele apropiate cu oamenii apropiați, am o grămadă de exemple din astea. Oameni care nu știu cine sunt, nu se cunosc, nu-și cunosc valoarea lor ca om, au tendința să îi admire pe oamenii ăștia, să se uite la oamenii ăștia admirativ și să-i venereze și că, oh, uite ce mașină are, oh, uite câte genți Hermes are, oh, uite ce vacanțe se duce. Și, ok, poate omul ăla, asta își permite și ăla-i stilul lui de viață, nicio problemă, nimic de zis, nimic de argumentat. Dar în momentul în care tu te cunoști, când știi care sunt valorile tale, când știi ce-ți place, când știi ce vrei, nu o să te mai uiți la ăla admirativ că are nu știu ce geantă. Că până la urma urmei, la finalul zilei, când tragi linie, tot geantă e. Da? Că e de piele, că e de calitate mai bună, că e mai proastă, nu contează. Totul geantă e. Tot aia e. Da? Nu contează. Și în general, oamenii ăștia nu văd faptul că acele creatoare de conținut se ducă și cumpără haine și după aceea le returnează, nu văd că de fapt și-au cumpărat o geantă în rate, da, pe cardul de cumpărături și-au cumpărat o geantă în rate, ceea ce înseamnă că nu și-o permit și că nu e conform statutului pe care vor să-l prezinte și le scapă foarte multe detalii și sunt mințite foarte ușor.
da? De-aia este foarte important să știi. Eu nu zic acum să nu vă uitați la holuri, Doamne Sfinte, fiecare face ce vrea. Dar sunt foarte multe lucruri care îți scapă în momentul în care privești pe cineva cu ochii aia de adulație, cu ochelarii aia prin care efectiv venerezi pe cineva. Că iarăși am văzut trendul ăsta de a venera oamenii care arată că sunt bogați. Sunt bogați, dar sunt printre noi muritori. Mă rog. În concluzie și așa, deci, totul stă în puterea voastră, urmăritorilor. Dacă vi se pare că vi s-a făcut greață de atâtea holuri, dacă vi se pare că nu mai puteți cu ele, nu vă mai uitați. Stăpâniți-vă curiozitatea aia de a vedea ce arată aia, ce mi-arată, ce mi-a așa. Stăpâniți-vă curiozitatea aia, da? Și treceți peste. Educați-vă să nu mai consumați genul ăsta de content. Pentru că totul stă în puterea voastră. La fel cum girați cu banii voștri pentru niște produse, da? În momentul în care faceți o alegere în ceea ce privește un produs, dați banii pe un produs, girați pentru el, așa girați și pentru omul ăla când vă uitați la holuri. Nu vă plac holurile, nu vă uitați la ele. Foarte simplu, nu vă plac manelele, nu le ascultați. Nu doar dați din gură că nu vă plac manelele și după aia puneți pe Instagram story-ul cu manele, da? Nu. Nu vă plac manelele, le ignorați, le ștergeți din viața voastră. La fel și cu holurile. Nu vă plac, înțelegeți că există o strategie în spate, că oamenii se gândesc la niște lucruri și că, băi, e ceva la mijloc, e fishy, da? Mai ales când apar foarte multe unul după altul. Când apare unul odată pe lună, la două luni, la trei luni, atunci e clar că omul o face pentru că pur și simplu chiar îi face plăcere. Dacă vezi că vine unul după altul, unul după altul sau tot vlog măsuie numai holuri, vă puteți opri, da? Din a vă uita. Și vedeți că la YouTube, când vă uitați acolo pe pagina aia de recomandări și vă apar clipulețele așa micuțe, în dreapta jos există trei punctulețe la clipuri. Acolo, dacă păsați pe alea trei punctulețe, există opțiunea de I'm not interested sau not interested, nu știu cum e formulat, ceva de genul. Adică nu ești interesat de contentul ăla sau de subiectul ăla. Dacă apăsați de câteva ori la mai multe clipuri de același gen pe butonelul ăla, nu o să vi le mai sugereze YouTube-ul. Da? Și vă puteți stăpâni curiozitatea. Pentru că ce vreau să mai rețineți voi acum pe final de clip este că genul ăsta de clipuri nu necesită foarte multă muncă. Dintre toate clipurile care se postează pe YouTube, holurile sunt cele mai simple și cele care necesită cea mai mică doză de efort. Gândiți-vă și voi că la cumpărături ne place să ne ducem și ne ducem cu toții sau ne vin coletele acasă, nu e nicio problemă, da? Nu e prea multă muncă și dacă este, este plăcută. Și atunci ce facem? La holuri îți arăt produsul, dacă mă simt eu generoasă așa și chiar am chef să vă dau din mărinimia inimii mele un pic așa de generozitate, fac și un close-up. Close-up-ul, pentru cine nu știe, este acea bucată, acel cadru cu produsul aproape, ca să-i vezi toate detaliile, da? Să fie doar produsul în cadru, ca să-l vezi doar pe el și să înțelegi despre ce-i vor. Dacă mă simt generoasă, dacă nu, doar îl arăt așa. Salutare, neică și noroc, am plecat mai departe, da? Mă duc, am lipit bucățile de clipuri una lângă alta și s-a terminat, aia e. Și l-am încărcat pe YouTube. Aia e toată creativitatea, toată munca, tot, da? De-aia vor oamenii să facă holuri, pentru că e muncă puțină pe un outcome foarte mare, da? Pentru că, în general, v-am zis, holurile sunt acele clipuri care îți ridică canalul. So, rămâne să judecați voi, rămâne la atitudinea voastră să judecați voi. Dacă oamenii ar trebui sau nu să reducă consumerismul, asta este un alt subiect pe care poate l-abordăm într-un alt clip, dacă vreți neapărat. Și despre consumerism și ce înseamnă și eu cred că încă noi nu avem bazele unei societăți de consum. Nu înțelegem ce este o societate de consum și faptul că România s-a transformat în ultimii 20 de ani într-o societate de consum și că numai din asta trăim. Adică e un subiect foarte complex și foarte amplu, dar vă aștept părerile în comentarii. Vă aștept să îmi spuneți care sunt părerile voastre și să-mi răspundeți la întrebările pe care vi le-am spus, dar și să-mi spuneți așa păreri generale despre tot subiectul ăsta și despre cum vedeți voi situația asta. Că vreau să văd și alte perspective, adică poate mă înșel, nu e nicio problemă, poate mă înșel și n-am dreptate și atunci, ok, mă înșel și văd că există și alte perspective mai bune ca ale mele.
Bun. Dați un like și un share, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!